Această emisiune este susținută de Pura Rom. Alege esența naturii. Bine v-am găsit la o nouă emisiune Dincolo de ceea ce știm. Poți să te vindeci de insomnie și să ai un somn odihnitor? Putem să scăpăm oare de coșmarul și de teama pe care acestea ne-o dau? Cum putem să ne liniștim mintea astfel încât să dispară agitația de peste noapte? Aflăm astăzi de la invitatul nostru, Raico Kuzmanovici, fondatorul metodei Silva din România. Și spun bine ai revenit la noi! Bine v-am regăsit! Și mulțumesc pentru invitație. Și eu foarte mult, cu atât mai mult că știu că ai trecut așa printr-o pauză vocală. Da. Poate da. Bine meritată sau nu, tu știi. Da. Așa. A fost superb. Și înseamnă că ești acum dornic să vorbești cât mai mult și să ne povestești. Întotdeauna cât... sunt dornic să vorbesc, să împărtășesc experiențele și cunoașterea. Așa. Dar câteodată e bine să faci pauza, să mai lucrezi și cu tine, știi? Uite, am o curiozitate, Raico, pentru că tot ai trecut prin această perioadă. Ar trebui să ținem cont de semnalele acestea pe care corpul ni le oferă? Da. Da, corpul întotdeauna ne spune ce se întâmplă cu noi. Ideea este dacă ascultăm sau nu. Și ideea este să și înțelegem ce este în spate acolo, acestui disconfort, a ceea ce ți se întâmplă. Ideea este că semnalele vin cu mult înainte, dar de foarte multe ori n-avem urechi să ascultăm. Știi, vin mici avertismente, cum s-ar zice, până când corpul și subconștientul tău văd că, bă, dar chiar nu înțelegi nimica și atunci îți dă o pauză. Eu așa le numesc pauze. Am avut un prieten, chiar asta povestesc frecvent, care își amâna concediile, muncea non-stop, până când într-o zi, adică a avut tot felul de semnale, sub formă de răcel de una de alta, dar el trecea peste ele, că avea multe proiecte și vrea să le finalizeze. Tot a durat vreo 3 ani ca și proces. Până când într-o zi, după ce toată lumea îi spunea, bă, dar ia și tu o pauză, nu, mai încolo, până când într-o zi corpul i-a dat o pauză foarte frumoasă, s-a dus la un fotbal și și-a rupt piciorul. Și a stat cu piciorul în gips, câteva săptămâni. Și zice, acum am înțeles. Corpul tot îmi transmitea semnale. Dar ia și tu o pauză, că... Da? Așa că... acum depinde unde se manifestă lucrurile astea, da? În ce zona, sub ce formă și așa mai departe. Dacă sunt dureri de cap și migrene, dacă sunt, de exemplu, cum e la mine... Pe chakra comunicării, nu? Da, la mine este chakra comunicării, da. Am zis, ok, mai fă o pauză și comunică și un pic diferit și cu alții, cu ceilalți. Da? Pentru că, da, comunicăm, este foarte frumos să comunicăm, dar este foarte important ce comunicăm, cum comunicăm, cui comunicăm. Așa este. Și atunci, uneori, când ții lucrurile în tine, da, în loc să le comunici și nu le comunici pentru că avem diferite programe, să zic așa, în subconștient. Unul din programele este să nu rănești pe cineva. Și știm că uneori adevărul doare și atunci ne abținem și te abții și te abții și te abții până când, până la urmă, zice, băi, dar eu tot ți-am spus să comunici mai departe, că nu e durerea ta, e durerea lor și ești doar un mesager. Și atunci te izbește pe tine. Lecții frumoase. Așa este. Până la urmă și tăcerea este o formă de comunicare. O, extraordinară, extraordinară, pentru că există astfel de, nu știu cum să le numesc, proceduri, meditații și așa mai departe. Am un prieten călugăr care practică chestia asta, unde zile întregi nu vorbește, nu scoate niciun sunet. Ești focusat doar pe tine. Pe tine, da. Și în momentul în care ești focusat doar pe tine și ideal este să te și izolezi cât mai mult de stimuli externi. Nu telefon, nu televizor, nu nimic, ci să stai doar tu cu tine, fără să deschizi gura, o, Doamne, cât de multe lucruri descoperi, și plăcute, dar și neplăcute. Faci o curățenie foarte interesantă. Ești într-o ascultare mai bună. O, da. Atunci afli cine, începi să afli cine ești. Cine ești. Da. E un proces frumos, câteodată neplăcut, dar finalitatea întotdeauna este frumoasă.
Știi, orice învățăm în viața, nu întotdeauna este plăcut. Și atunci când te așezi să faci primele ore de condus la mașină, da, e frică, e agitație, e stresul, o să pot, nu o să pot, o să schimb. Dar finalitatea este că acum conduci mașina cu maximă ușurință. Același lucru se întâmplă și cu noi. Avem nevoie de această mașină pe care să o conducem, dar ideea este cum o conducem. Cum o conducem. Acel șofer din subconștientul nostru, cum o conduce, că ea reacționează. Dacă o duci prin tot felul de gropi și nu e construită pentru asta, la un moment dat o să și reacționeze. O să spună, ajunge. Ajunge. Uite, mă gândeam acum la insomnii, Raico. Acestea pot fi simptomele unui dezechilibru, poate, la nivel energetic sau emoțional pe care noi le avem în organismul nostru? A. Adică, uite, îmi cer scuze, exact ca răceala prin care tu ai trecut, da? Da. A fost un simptom pe care corpul ți l-a dat. Așa și insomnia poate să fie la fel un simptom. Cauza să fie poate să fie un diferită. Simptom. În general, insomniile, hai să zicem așa, dacă totul este în regulă, insomniile sunt unul din primele efecte ale stresului, ale acumulării stresului. Ce înseamnă asta? De fapt, acea energie care o acumulezi în timpul zilei, că stresul este o reacție naturală a corpului, prin care el ne oferă mai multă energie să ieșim dintr-o situație. Diferența este că nu consumăm acel surplus de energie și atunci, la un moment dat, când ajungi acasă și vrei să te bagi în pat, începi, de exemplu, să moți în fața televizorului și zici repede, hai, mă bag în pat, începe autostrada. Eu așa numesc, da, autostrada gândurilor. Și ce ai făcut astăzi, și ce n-ai făcut, și ce urmează să faci mâine, și ce probleme te așteaptă, și așa mai departe. Și la un moment dat și creierul spune, a, Raico, dar tu ești încă aici cu mine, stai să-ți mai povestesc. Știi? Și, cum se spune, sare somnul. Deci, insomniile sunt, pe de o parte sunt rezultatul acumulării stresului. Pe de altă parte, suntem expuși la lumină. Foarte multă lumină. Și foarte multă lumină albastră. Și atunci creierul n-are timp să înceapă procesul să declanșeze producția de melatonină care să inducă starea de somn. Și atunci avem impresia că avem insomnie, dar de fapt se creează o obișnuință de a sta, de a stimula prin globul ocular creierul, da, ideea că este ziua. Și asta este motivul pentru care recomand întotdeauna în casă să fie lumină difuză, nu puternică. Da? Doar dacă vrei să citești o carte, ceva, și dacă se poate cu o oră sau două înainte de culcare să eviți să accesezi orice formă de ecran. Orice formă de ecran, ci de fapt să intri în ritmul vieții. Că viața noastră este lentă. Nu are viteza internetului. Iar viteza internetului este ceva ce o să stimuleze creierul și subconștientul să proceseze cât mai multă informație, să devină agitat. Și atunci ideea este să ne întoarcem în ritmul vieții noastre naturale, astfel încât să ne ducem spre somn și să adormim. Așa că insomniile pot avea, să zic așa, mai multe motive, dar în general este foarte mult stres. Este, de fapt, neconsumarea și poate de multe ori ideea că nu reușim să gestionăm diferite situații din timpul zilei și atunci creierul lucrează și se ocupă de problemă în loc să se ocupe de altele. Înseamnă că noi ar trebui să reducem cantitatea de stres din organism ca să nu ajungem aici. Da, asta ar fi primul pas. Să reducem nivelul de stres, să-l gestionăm, să înțelegem ce este și să gestionăm acest stres astfel încât să fie ceva ce este în avantajul meu, nu este în detrimentul meu. Pentru că, repet încă o dată, este o reacție naturală, este un proces natural al corpului. Să ne da, deci se declanșează mecanismul de supraviețuire, nu vreau să lungesc foarte mult povestea, dar ideea este că de fiecare dată când suntem sub stres, avem un pic mai multă energie. Câteodată, eu dau tot timpul exemplul celor mici, da? Știu unde să apese, știu unde este butonul roșu, da? Și câteodată îți vine să te manifesti și fizic. Nu este o soluție, dar asta doar ca să înțelegem
câtă stres acumulăm. Însă cu ce ne întâlnim zilnic este cu stresul închipuit. Da? Filmele este acea boală pe care eu o denumesc scenarită. Da? Intrăm în tot felul de scenarite care nu fac parte din realitatea noastră. Dar atât de mult le trăim emoțional, încât creierul și subconștientul ne cred pe bune că este realitate și atunci, ca să te scoată din acea situație, produce mai multă energie. Cât spună, hai, ieși, folosește-o. Dar noi nu o folosim. Știi, un exemplu foarte banal, dar care se întâmplă frecvent oamenilor, e întârziere. Da? Acum, ok, acum vara poate e mai decongestionat traficul, dar de cele mai multe ori oameni sunt cândva în întârziere. Și ce se întâmplă? Da? Gândul este la întârziere. Uh-huh. Și în spatele acestei întârzieri și acestei scenarite, ea este stimulată de frică, da? Pentru că deodată ți este frică, da? Grijă, ești îngrijorat, da? Pentru că așa am fost educați, să avem grijă ce facem, ce spunem, cum facem și așa mai departe. Și eventual există și un pic de vinovăție, că tu nu ești așa. Dar, domne, asta este. Și atunci gândește-te, de exemplu, dimineața, în momentul în care te-ai trezit și ai constatat că n-ai auzit alarma, ai sărit din pat ca din pușcă, până la destinație ești înscenarită. Ce înseamnă asta? Produci stres. Adică treci prin toate filmele posibile dezastruoase, stimulând corpul și tot organismul să-ți dea energie. Adrenalina, zahăr și așa mai departe, da? Bun, ce se întâmplă pe drum? Nu consumi, ci te stresezi și mai mult. Ajungi la destinație. Starea. Da. Și ajungi la destinație și ai surpriză. Nu s-a întâmplat nimic, și ceilalți au întârziat. E, ce faci cu acea găleată de stres? De stres, da. Acum că ai adunat o găleată pe care era menită să fie consumată. Și ideea este că acele găleți se adună. Zilnic. Sunt zilnic. Zilnic trecem prin momente de frică, grijă, vinovăție. Zilnic suntem bombardați de informație care a devenit un factor stresant. Da? Vrem să procesăm din ce în ce mai multă informație și, între ghilimele spus, nu mai avem timp de multe. Și atunci se adună aceste găleți de stres, care la un moment dat, primele semnale sunt insomnii, dureri de cap și dereglări ale tractului digestiv. Apare hiperaciditate, na, nu mai vorbim, să nu mergem mai departe spre ulcere, da, și altele. Da? Dar astea sunt primele semne a faptului că a adunat niște gălețe de stres. Insomnia face parte din ele. Pe de o parte, pe de altă parte, insomnia poate să devină și o obișnuință. Faptul că ne culcăm din ce în ce mai târziu, da? Ți minte când eu eram copil, nu exista copil să stea până la ora 11-12 noapte, adică la ora 8 era în pat. Chit că nu adormeai, dar erai în pat. Pentru că era ora, și este ora naturală de culcare pentru copii, după care cu vârsta se mai mută. Da. Dar în principiu ora 10 era foarte târziu. La prime time-ul, că suntem la televiziune, era până în ora 9:30, de la 7 la 9:30, ăla era prime time. Acum prime time începe de la 9:30, 10 până la ora 12. Deci lucrurile s-au schimbat. Dar natura noastră nu s-a schimbat. Nu s-a schimbat. Exact același lucru îl vorbeam și ieri cu invitații în emisiune. Apropo de faptul că noi, corpurile noastre, sunt construite să fie aliniate cu natura. Exact. Așa cum vara se întunecă mai târziu. Noi am putea să ne băgăm în pat mai târziu, față de anotimpul răcoros, unde te bagi în pat mai devreme. Corect. Numai că mai există și alți factori, cum ar fi extern, televizorul, telefonul mobil, care poate există ne stau la și serviciu, care, adică locul de muncă, cei care sunt angajați, lucrează, nu știu, de la 9 la 5, de exemplu, sau de la 10 la 6. Deci orele alea nu se adaptează, să zic așa, funcționării noastre naturale. Și atunci e clar că avem nevoie de o acomodare undeva. Dar ceea ce eu recomand este măcar o dată pe lună, dacă se poate o dată pe săptămână, ar fi minunat,
să fii în pat la ora 9, să-ți faci un duș înainte de culcare. Știu că mulți o zic că pic, asta mă trezește. Lasă-o. E doar o impresie că te trezește, dar foarte important este să faci un duș. Dar când îți faci duș, imaginează-ți nu doar că speli corpul, ci că speli și câmpul tău energetic. Exact asta voiam să te întreb, să știi. Dacă nu, cumva asta e o tehnică. Este o tehnică. De fiecare dată când intru seara înainte de culcare, da, imaginez cum și câmpul meu energetic este spălat de toate impuritățile. De ce? Pentru că așa cum când mergem pe stradă se adună și praf, da, că de-aia schimbăm hainele, da, același lucru se întâmplă și cu energiile astea pe care trecem pe lângă oameni, mulțumiți, nemulțumiți, treci prin piață, da, și atunci se adună și în zona asta lucrurile astea. Și atunci vizualizează, imaginează-ți cum acel duș, acele picături de apă frumos, nu numai că spală corpul tău, dar spală și câmpul tău energetic, astfel încât să ajungi în pat calm. Da? După care, partea a doua, foarte, cred că este una dintre cele mai importante lucruri, e gestionarea gândurilor înainte de culcare. Pentru că insomnia apare fiindcă noi nu gestionăm gândul. Apare stresul, care începe să te plimbe prin diverse probleme. Și te plimbă el, mintea ta te plimbă. Da? Și de-aia este tu să preiei controlul. Iar asta înseamnă ceea ce este foarte simplu de făcut, dar și important, este cum preluăm controlul. Foarte frumos. Eu, de exemplu, de foarte multe ori îmi spun pentru ce sunt recunoscător. Fac așa, trec în revista ziua. Da? Ce a fost, ce am făcut, cum a fost și așa mai departe. Și lucrurile pentru care sunt recunoscător. Da? Chiar dacă a fost o zi, lumea spune pe mare lucru nu s-a întâmplat ziua de astăzi. Tocmai fii recunoscător că mare lucru nu s-a întâmplat. Că ai avut o zi obișnuită, calmă și liniștită. Fii recunoscător că ai ieșit dintr-o situație. Chiar dacă te-a enervat cineva, fii recunoscător că ai ieșit din acea situație neșifonat, bine și așa mai departe. Fii recunoscător pentru lumea care este în jurul tău, că ești înconjurat de oameni care te iubesc, știi, și așa. Și după care, culcă-te cu un gând bun. Deja asta este un început bun, dar culcă-te cu un gând bun însemnând nu te culca cu ideea la problemele pe care le ai, ci culcă-te cu ideea de soluție. Cum vezi tu soluția? Că de probleme știi foarte bine problema. Dar ideea este că ultimul gând dă de foarte multe ori sarcină subconștientului și creierului ce să facă în următoarele ore ale somnului. Aha. Da? Și atunci tu îi dai, dacă adormi cu problema, când adormim cu problema, sarcina lui este nu să rezolve problema, ci să o amplifică, să amplifice. Da? Să o elaboreze. Și atunci dimineața te trezești cu o problemă și mai mare. Că el ce-a făcut treabă. Tu i-ai dat sarcina. Și atunci, seara, înainte de culcare, adormi cu acel gând bun. Gândește-te că mâine o să ai o zi fenomenală care o să curgă frumos, da, dacă n-ai ceva specific. Dacă ai un examen, nu știu, dau un exemplu, dai un examen, nu te gândi, aoleu, ce o să fie la examen. Nu. Gândul bun înseamnă, am luat examenul cu nota 10. Și cu acel gând și cu acea intenție te culci. Și atunci, în timpul nopții, subconștientul, în colaborare cu creierul tău, o să facă tot posibilul ca asta să devină realitatea ta. Asta face parte dintr-o rutină foarte sănătoasă, aș spune eu, Raico. Adică, pentru a fi un om energic, optimist și cu bună dispoziție și bună stare, cred că tot ceea ce ne-ai spus până acum, da, și multe altele fac parte dintr-o astfel de rutină, ca să ajungi, da, astfel. Pentru că cum să ajungi un om cu o energie foarte bună dacă nu ai o pregătire? Dacă nu te educi în sensul acesta. Da. Mă gândesc. Dar e cam greu. Greu. Știi ce se întâmplă? Adică... Ideea este că trebuie să ieși din tipare. Da. Asta înseamnă. Noi suntem educați să facem parte din societate. Și ca să faci parte din societate, preiei și tiparele societății. Uh-huh. Da? Modul de comportament, modul în care acționează sau reacționează anumit stimul. Dar dacă într-adevăr vrei să preiei controlul asupra vieții tale, vezi ce este bun pentru tine. Și asta va însemna de multe ori să ieși din tipare. Da? Să reacționezi altfel, respectiv să fii proactiv,
nu reactiv, da? Să fii mai optimist, pentru că până la urmă întotdeauna putem să alegem. Eu pot să aleg acum să fiu disperat sau pot să aleg să fiu calm, liniștit și optimist. E o alegere care pot să o fac de fiecare dată. Da? Și atunci ideea este ce aleg, care este realitatea pe care vreau să mi-o construiesc. Asta nu înseamnă că viața este roz, ci înseamnă că, de fapt, eu sunt cel care, în mod conștient, pun, pavez drumul meu. Da? Cât de bine pot. Există alunecări, normal, pentru că vreau să fiu, să fac parte din societate. Dar, pe de altă parte, în momentul în care încep să ies din tipare și am rezultate, atunci încep să fii, hai să zic așa, poate nu în termen chiar cel mai apropiat, să fii vizibil. Uh-huh. Știi? Dacă intri în tipare societății, devii invizibil. În momentul în care ești din tipare, devii vizibil. Da? Și lumea deodată se uită la tine, dar ce faci, de ce și cum. Și ideea este atunci, dacă la tine funcționează chestia asta, dă-o mai departe. Oferă-le altora, că de aceea ai devenit vizibil. Nu ca să... Eu așa privesc lucrurile. Dar această ieșire din tipar, nu că vreau eu să fiu diferit, ci pur și simplu la mine așa funcționează. La toți funcționează. Adică, până la urmă, în momentul în care gândim în concordanță cu probleme, avem rezultate, avem succes, avem probleme. Da? E ceea ce ne dorim. Dar în momentul în care schimb tiparul, dar acest tipar nu se schimbă pentru timp de o săptămână. Este ca și atunci când ți-o dietă, știi, o săptămână. Da, și după aceea... Și oamenii vor rezultate să fie fit ca cu 20 de ani. Da, da, da. Și să arate bine după o săptămână. Nu, înseamnă că schimbarea trebuie să fie consistentă și profundă. Da. Și permanentă. Trebuie să devină stilul tău de viață. Realitatea ta. Nu e o schimbare care... Că de-aia gândirea pozitivă nu funcționează. Pentru că oamenii au impresia, ok, m-am dus, am învățat cât de cât, aplic o săptămână, văd rezultate și după care, într-o săptămână, n-are cum să devină automatism. Da. N-are cum să devină parte din ființa ta, cu toate că tu ai fost așa. În mod natural, așa suntem. Așa suntem, da. Da? Și atunci, câteodată, va trebui să schimbi anturajul. Și când n-ai de ales, sau... Poate... Ai de ales, întotdeauna. Aici, asta am vrut să te întreb. Întotdeauna ai de ales. Ideea este că uneori alegerile sunt dificil de făcut pentru că implică foarte mult partea emoțională. Uh-huh. Da? Și nimic nu este garantat pe viață. Și atunci uneori prieteniile noastre nu că se încheie, ci nu mai sunt atât de intense. Da? De ce? Pentru că deodată, pentru că am ieșit din tipar social, am început să caut, să implementez alte tipare în viața mea, asta înseamnă că am nevoie de alte persoane în jurul meu, da, cu care să colaborez, care au același tipar. Nou. Da? E foarte dificil să fii optimist într-o turmă, de turmă, între ghilimele spus, într-o mulțime, da? Fără să atragi alți optimiști. Sau fără să-i vezi unde sunt, ca să vezi că ai ceva comun și să faci schimb de informații. Da? Ca să... De ce? Pentru că asta te susține și pe tine, pe acel drum, și susții și tu pe ei. Și implicit mesajul, după aia, merge mai departe. Și atunci și ceilalți, din mulțime, devin curioși. Dar oare ce? Dar oare cum? Dar de ce așa și așa? Stai, le explici, e foarte frumos, le oferi informația, le oferi metodologia, cum să aplice, ce să aplice, dar nu este sarcina noastră să-i și urmărim. Știi, toți am învățat să scriem la școală. După care profesorii ne-au lăsat să scriem și fiecare are scrisul lui. Dar știm să scriem. Așa este. Dar câteodată, Raico, starea aceasta mai puțin bună, chiar dacă tu ești un om optimist și stai așa în diferite circumstanțe pe lângă oameni care nu sunt neapărat ca tine sau poate care nu trec printr-un moment tocmai bun în viața lor.
ajunge ca tristețea aceea pe care o emană să se ia cumva și la tine. Nu neapărat că te transformi tu ca om sau... Evident că nu poți să manifesti ceva ce tu, din ce tu nu ai. Adică, așa clar, e. Probabil atinge un buton acolo. Dar întrebarea mea este cum putem să facem fața situațiilor în care sunt astfel de oameni care, nu știu, poate unii numesc oameni toxici. Nu i-aș denumi toxici, știi? În primul rând, e toxic dacă stai foarte mult acolo și nu faci tu nimic în privința asta. Da? Asta devine, atunci devine toxic. Oamenii nu sunt toxici. Da? Ideea este că, din nou, noi alegem. Știi că se vorbește frecvent de relații toxice. Da. Păi, ok. Se poartă denumirea. Atâta timp cât eu sunt în relația aia, acum, iertați-mi fie, dar asta înseamnă că îmi place. Înseamnă că nivelul de durere nu este suficient de mare încât să înțeleg și să conștientizez că nu-mi face bine. Nu-mi face bine, da. Corect. Despre asta este vorba. Este ca un rău conștient pe care ți-l faci. Da, da. În spate pot fi foarte multe povești, da? Foarte multe convingeri care te limitează, între ghilimele spus, în a acționa. Și am întâlnit și întâlnesc asemenea tipare, da? Dar este decizia noastră și oamenii nu sunt toxici. Da? Pentru că fac parte și eu. Înseamnă că și eu sunt toxic pentru celălalt. Da. Da? Nu e doar celălalt toxic pentru mine. Și atunci, hai să vedem cum putem să îmbunătățim relația. Ce este de făcut acolo? Și care este soluția cea mai bună pentru amândoi? Da? Chiar dacă s-ar putea să fie dureroasă din punct de vedere emoțional. Da? Și asta include câteodată să ne strângem mâna și să ne vedem de drum fiecare. Uite, chiar mă bucur că ai precizat asta cum vis-a-vis de oamenii care nu sunt, noi nu suntem toxici, că de, nu ne naștem așa. Și dacă am fi cu toții, clar. Sunt doar situațiile din viața noastră care, da, ne pot face rău. Ne fac rău atât amândurora, de fapt. Da. Să presupunem că sunt două persoane implicate într-o relație care... E obligatoriu, trebuie să fie. Da. Sau câteodată sunt eu cu mine însumi. Sau câteodată, da, sunt într-o relație toxică cu mine însumi. E cea mai importantă relație, pe de altă parte. Știi de ce te-am întrebat vis-a-vis de oamenii aceștia sau situațiile acestea? Pentru că se nasc tot felul de gânduri negative. Sau gândurile negative se duc, îți creează contextul de... în care ești într-o situație foarte bună și toxică, așa cum am numit-o. Și după aceea ne ducem către coșmaruri. Da. Putem să avem astfel de coșmaruri în anumite perioade ale vieții și din cauza, chiar și insomnie. Eu personal am trecut, eu n-am crezut, eu sunt genul de om care unde mă pui acolo adorm. Adică n-am nicio problemă, pot să-ți dorm în picioare, pe scaun, oricum. Dar am avut în viața aceasta o perioadă, la un moment dat, acum niște ani, când am avut insomnie. Da? Din cauza anxietății, fricilor și situațiilor foarte stresante din viața mea, am trecut și prin insomnii. Și am zis, nu se poate. Dacă și eu care adorm așa, imediat. Dar erau foarte multe gânduri negative acolo care întrețineau. Păi da, absolut. Și cum putem să schimbăm, Raico, uite, chiar prin metoda Silva pe care tu ai adus-o aici în România, cum putem să ne... Poate vorbim chiar de o reprogramare la nivel de subconștient a... Absolut. Acestea insomnia nu este naturală. În primul rând, asta... Da. Asta e important să înțelegem. Da. E ceva firesc, de fapt. Da? Deci insomnia nu este naturală. Natural este să adormi și să te trezești dimineața fără alarmă. Asta este natural. Da. Da. Să adormi fără pastile, fără somnifere, fără mijloace ajutătoare și să te trezești dimineața natural. Da. La ce ora vrei tu. Asta este natural. Natural, da. E adevărat că noi ne denaturalizăm. Da? În timp. Acum, în momentul în care treci printr-o asemenea perioadă care te solicită și emoțional, știi, inclusiv sunt persoane, de exemplu, când trăiesc un deces în familie și au insomnii și în acel moment. Normal că nivelul de stres este foarte mare, pentru că vorbim de o despărțire. Orice despărțire, da, aduce foarte mult stres. Fie că este o despărțire care se prevestește, dar încă nu o conștientizez,
fie că este o despărțire care a avut loc. Da? Și atunci există soluții. Da? Dar ideea este să înțeleg fenomenul, în primul rând. Da? Ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, n-am acceptat despărțirea de multe ori. Da? M-a luat pe nepregătite. Da, diverse motive. Se poate elimina insomnia, pentru că, știi, vorbim de insomnii temporare. E altceva când oamenii suferă de insomnie ani de zile, că am avut asemenea cazuri. Au venit la curs și a doua zi dimineața s-au venit și nu știu cum să mulțumesc că au adormit fără niciun somnifer, fără nimic. Da? Deci sunt două lucruri total diferite când insomnia devine un obicei. Da? Există diferite tipuri de insomnie. Există oameni care adorm și după aia se trezesc și au dificultate în a adormi. Și așa mai departe. Așa că partea cea mai importantă în momentul în care ai o insomnie este să te bagi în pat și știu că acum oamenilor o să le pară ciudat, este să te relaxezi. Cum să te relaxezi? Ok, dacă nu știi să te relaxezi fizic și mental, cum ar fi meditația, una alta. Primul lucru foarte important este să-ți iei ochii închiși. Da? Doi, poți să te concentrezi pe respirația ta. Da? Și urmărește doar respirația. Care este ideea? Ideea este să începi să faci ceva ce este plictisitor și monoton, fiindcă asta este ceva ce creierului nu-i place. El este dinamic, el este o mișcare permanentă, el tot timpul procesează miliarde, trilioane de informații. Și tu deodată zici, zup, nu, acum doar ne concentrăm pe inspirat și expirat. Pe bune, eu am treabă. Da? Și atunci, dacă tu insiști și persiști în acea idee și nu-i dai voie să divage, că o să încerce să divage de la subiect, singura modalitate în care el poate scăpa de chestia asta monotonă este să te culce, să adormi. Da? Seamănă puțin cu număratul oilor. Da. Pe mine bunica mă învățase să număr oile. Dar număratul oilor este dinamic, nu este monoton. De ce? Pentru că acolo intervine și partea imaginativă, care, mă rog, rețeta bunicii mele era să imaginez cum oile sar un gard. Da, și ba gardul era de diferite culori, ba oile erau de diferite culori, ba erau încăpățânate, ba apărea mai apărea și un berbec și așa mai departe. Și atunci se dinamizează lucrurile. Și normal că creierul are tendința atunci să te ducă din contextul acela și zice, știi berbecul de prietenul tău care nu ți-a dat astăzi nu știu ce hârtie de la servici și începe scenarita înapoi. Și atunci ideea este să te aduci înapoi și să continui chestia aia până când el o să zică, ok, hai, du-te fă nanii. Și asta este secretul tehnicilor, de fapt, și ideea de a dormi. Și atunci el o să zică, ok, ne imaginăm ceva bun, ceva frumos, da? Până când adorm. Acum, dacă ai dificultate în a dormi, treci pe ceva, ți-ai făcut, să zic așa, pașii tăi de exprimare recunoștinței, de gândul bun și dacă nici atunci n-ai reușit să adormi, atunci începe să faci ceva monoton, mental. Ideea este să ții tot timpul ochii închiși și să nu te gândești cât o fi ceasul, ci să te gândești la un singur lucru. În momentul în care am închis ochii și au trecut 5-10 minute, un sfert de oră maxim, mai ales că este seară, da? Creierul nostru începe oricum să funcționeze diferit, frecvența de lucru creierului a scăzut. Și tu deja dormi. Diferența este că ești conștient. Da? Așa că procesul de odihnă a început. Diferența este că ești conștient. Și aici există această legătură pe care o avem toți. Mie mi-a trebuit destul de mult să depășesc chestia asta și să accept că chiar dacă stau conștient până la 4 dimineața, de exemplu, da? Dar sunt în starea de relaxare, odihna e acolo. E adevărat. Ok, am stat conștient până la 4 dimineața, n-am lăsat creierul să treacă prin niște cicluri ale lui importante de REM, de somn, de faze de somn, de visare și așa mai departe. Dar asta nu se întâmplă în fiecare noapte, în fiecare zi. Dar știu că sunt odihnit. Da? Și așa mă programez. Ok? Chiar dacă... De ce? Pentru că am învățat
să disting această diferență de a fi conștient, dar în faza de odihnă, când oamenii au impresia că dacă eu nu adorm, respectiv nu mai știu cine sunt, am adormit, e doar atunci mă odihnesc. Păi, la fel de bine poți să dormi câte 8-10 ore pe noapte și să te trezești foarte obosit. Exact, exact. Și de fapt să nu te odihnești. Și de fapt calitatea somnului este importantă. Mm-hmm. E foarte important să dăm somnului calitate, nu cantitate, neapărat. Și de ce recomand măcar o dată pe săptămână să te culci mai devreme? Eu am denumit o resetare, să fac un reset. Este ca să simți starea de odihnă dimineață, când te trezești natural. Da? E ceva ce recomand, dacă poți să o faci în timpul săptămânii, cu atât mai bine, dar măcar vineri, sâmbătă, seara, faceți acest experiment, pentru că o să începi să percepi diferență. Uh-huh. E adevărat că dacă dimineața te trezești pe la 6-7 și încă nu ești odihnit, e un semnal că ai multă oboseală acumulată și ar trebui să faci o pauză. Noi nu știm să facem pauze. Poate de aceea ajungem și în momentele acestea critice. Oamenii se duc în concediu de odihnă, dar doar odihnă nu e acolo. Studiile au arătat că oamenii sunt mult mai activi când sunt în concediu de odihnă decât atunci când sunt acasă. Și mai în serios zic că după concediu de odihnă ar trebui să ai o săptămână de concediu de la concediu ca să te pregătești. Ideea este că prima dată asta mi s-a întâmplat, mă rog, ca și adult vorbesc, din greșeală, între ghilimele spus, când m-am dus să-l culc pe fiul meu, bineînțeles, cine a dormit primul? Tata. Și m-am trezit dimineața pe la 5 dimineața. Senzațional de odihnit. Și era ora 9, adică n-am dormit foarte mult. Sunt 7 ore, 8 ore acolo. Senzațional de odihnit. Și am zis, wow! Asta, da. Și bineînțeles că a apărut piticul care spune, dai 5 dimineață. Ce te faci? Că nu e ora ta. Hai să ne culcăm la loc. Și în momentul în care te culci la loc, dimineața, după aceea, dacă ora ta obișnuită de trezire este la 7, o să te trezești la 7 mult mai obosit. Mult mai obosit. Să știi exact. Că și eu am făcut acest experiment și, într-adevăr, am constatat că mai bine mă trezeam atunci, prima oară când exact. M-am și asta este ideea. Dimineață. Atunci când te-ai trezit, Da, te ridici din pat. Da. Începi toate procedele tale, nu știu, te speli pe față, pe dinți, pe una alta, ca și dacă îți începi ziua, chiar dacă este 5 sau 6 dimineața și nu e obișnuită, și apucă-te să faci ceva pentru tine. Ei. Asta este descoperire, pentru mine a fost o descoperire cea mai extraordinară, descoperire pentru că mulți o zic că, păi da, asta știu și eu, dar nu o fac. Da. Când o faci, să vezi că, de fapt, până la 7-8 dimineața nu te caută nimeni, nimeni n-are nevoie de tine. Și limpezimea pe care o ai, claritatea pe care o ai la nivel de a procesa informația, atunci poți să citești mult mai ușor, mult mai repede, dacă vrei să citești o carte, dacă ai descris ceva. Deci funcționezi complet diferit. Complet diferit. După aia, dacă în cursul zilei ți se face somn undeva, faci o scurtă relaxare de 5-10 minute care înlocuiește de foarte multe ori câteva ore bune de somn și continuăm până a doua zi. Adică până seara, pardon, nu până a doua zi, până seara. Ideea este să respectăm cât de mult se poate chestia asta. Cât de mult se poate, pentru că acum, fiind ființe sociale, mai primim invitații, hai să mergem la cină, hai să ne vedem, e ziua cuiva, nu pot să... N-ai cum să spui, știi, nu pot să vin că eu la 9 mă culc. Ok, culci copilul la ora. Cam așa ar trebui să fie. Știi, când văd oamenii că își cară copiii prin restaurante și îi țin acolo, e... Nici nu știu cât de dăunător este în viitor chestia asta pentru acei copii. Așa este. Mă gândeam acum la nivelul acesta de cortizol care crește. Uh-huh. Eu am... La un moment dat, tot așa, am avut un nivel foarte ridicat. Uh-huh.
N-am luat pastile, nu nimic, trebuia să mai repet analiza, am repetat-o tot, ridicat a fost și apoi a trebuit să mai fac o procedură din care o realizam altfel, analiza respectivă. Dar vreau să spun că n-a mai fost cazul. De ce? Pentru că, nu știu, practic, să-ți spun așa punct cu punct ce am făcut, dar știu sigur că m-am relaxat și mi-am indus o stare de relaxare și m-am urnit eu pe mine, știi? Însă, hai, trebuie să-ți fie bine, că dacă nu, eram suspectă de niște ceva. Da, toți suntem suspecți. Da. Ceea ce n-a fost cazul și nici de cum n-am suferit de nicio boală, nicio afecțiune. Dar voiam să te întreb, uite, cu ajutorul metodei Silva și cu imaginația, am putea să lucrăm astfel încât să putem să reducem din nou nivelul acesta de stres? Da, pentru că avem tehnici specifice prin care înveți să gestionezi stresul. În primul rând, povestea durează mult mai mult ca să demistific ce este stresul. Ca să înțelegem că este un instrument extraordinar de bun pentru noi în momentul în care știm să-l folosim. Da? E o energie gratis. Nu o contorizează nimeni și nimeni nu-ți dă factura. Dar în momentul în care nu-l gestionezi, vine factura. Prin pastiluțe, prin tratamente și așa mai departe. Dar în momentul în care gestionăm stresul în modul cel mai bun posibil și cantitativ cel mai bun posibil, atunci devine prietenul tău. 1. 2. Pe de altă parte, folosind diferite instrumente, tehnici, prin care folosești stresul, se întâmplă ceva. Îți crește imunitatea la stres. Și atunci situațiile care erau stresante până acum, nu mai sunt stresante, pentru că știi că vei folosi energia respectivă ca să rezolvi situația, nu ca să o încurci mai mult. Adică neintrând în scenarită. Oamenii, de exemplu, când se trezesc cu această întârziere, rareori, în nici 1% din cazuri, poate cineva o să zică, ok, o să fie bine. 99,9999% intră în panică. Da? Și ideea este că treci prin diverse experiențe unde constați, chiar dacă te-ai trezit cu întârziere, că totul va fi bine. Și constați la final că totul a fost bine, a decurs bine și începi să te convingi că lucrurile funcționează. Până când, la un moment dat, multe situații care erau stresante, nu mai sunt stresante. De ce? Pentru că ți-a crescut imunitatea. Adică, imediat recunoști situația și știi care este mecanismul pe care să-l pui în practică pentru a obține rezultatul pe care cu adevărat ți-l dorești. Un exemplu care îl dau și foarte mulți absolvenții cursurilor mele vorbesc că din momentul în care ei au terminat cursul, parcarea este floare la ureche și îi parchează oriunde vor, ceea ce este un stres. Parcatul mașinii este un stres. Dar foarte mult, asta este ceea ce le explic, este că avem mecanismul și unde este focusul. Foarte multă lumea, de fapt, intră în scenarită și caută locul de parcare. Iar aici învățăm să folosim acel mecanism, acea tehnică, celor trei degete, una din ele, da? Și unde care îmi schimbă modul în care gândesc, îmi schimbă modul în care mă raportez la situația, îmi schimbă atitudinea, astfel încât scopul meu nu este să caut locul de parcare, ci să parchez mașina. E o linie foarte fină. Lumea să zic, e o linie foarte fină, dar esențială. Esențială. De ce? Pentru că în momentul în care eu dau comandă că eu vreau să parchez mașina, universul, să zic așa, se așează în așa fel încât să-mi găsească locul de parcare. În momentul în care eu dau comandă universului, vreau să caut locul de parcare, universul zice, foarte bine, hai să îngrămădim și mai multă lume ca să te ocupi de căutatul parcării. Pentru că asta este ceea ce vrei. Asta, exact. Noi întotdeauna obținem ceea ce cerem. Ce cerem. E adevărat că nu întotdeauna ceea ce cerem e egal cu ceea ce vrem. Da. Ceea ce ne dorim. Pentru că nu știm să exprimăm asta. Exact. Nu știm. Și de aia este foarte important modul în care vorbim, modul în care gândim și modul în care acționăm. Toate trei să coincidă. Dar ele nu coincid sau coincid într-o direcție care mi se pare că este normală. Și este normal să cauți loc de parcare. Ce nu e normal este să ai loc de parcare.
dar este natural. Pentru că eu am comunicat ceea ce îmi doresc. Și atunci Universul conspiră întotdeauna să-ți ofere ceea ce tu ceri. Dar ideea este să ceri în concordanță cu ceea ce îți dorești cu adevărat. Dar să te și exprimi și să ai și atitudinea. Pentru că atitudinea susține ceea ce ai cerut și ceea ce ai spus. Ai spus ceva de o tehnică? Tehnica celor trei degete? Pe această da, e simplu să unești trei degete. Dar e o tehnică pe care noi o programăm. Adică în timpul cursului se programează, intri în stare de relaxare și programezi ca această unire acestor trei degete să declanșeze anumite mecanisme la nivel subconștient. Am înțeles. Da? Și unul din ele este, de fapt, modul în care gândesc, să reformulez, să știu să reformulez, dar să devin mai conștient, de fapt, de situația și de ceea ce vreau să obțin. Foarte interesant, Raico, uite că m-ai făcut foarte curioasă. Când, în perioada următoare, când mai realizez cursuri, de, cum sunt cursurile pentru tehnica Silva, începători, avansați? Da, este, sunt două, primul curs e compus din două module de bază, două weekenduri. O să fie în septembrie online, pentru că acum 2 ani de zile am fost împinși în online și online e o resursă foarte bună pentru că sunt foarte mulți oameni care nu pot ajunge în București și am cursanți și din America care stau, mă rog, nu se culcă până că e diferență de fusorar, dar pe de altă parte o să fie în septembrie-octombrie, o să fie și la Timișoara live în sală, așa că există posibilități în care să învețe nu numai tehnica, ci o trebuie, deci sunt peste 20 de tehnici. N-avem atâtea probleme câte tehnici primim, inclusiv cea de eliminare a insomniilor, eliminarea durerilor de cap, migrenelor și multe, multe alte. Știi? Și apropo de coșmaruri de care tu spuneai, când ai coșmaruri, sunt mesaje foarte importante. Visele noastre sunt, toți visăm, dar coșmarurile sunt mesaje extrem de importante. Și de ce? Pentru că sunt neplăcute. Pentru că te trezesc. Este ca și dacă cineva vine, de fapt, imaginați-vă, imaginează-ți, este ca și dacă cineva vine și te zgâlțe. Zice, bă, tu chiar nu înțelegi, de-aia vine coșmarul, sub forma aia. Fiindcă dacă după aia stai, te-ai liniștit, dar te-ai trezit și doar îți reamintești de coșmar, nu mai este atât de înspăimântător. Și ar trebui să fim atenți la mesajul care este în spatele poveștii prezentate în coșmar sau să le luăm ad literam? Depinde acum. Nu toate visele noastre sunt ad literam. Rar, de fapt. Rar sunt ad literam. Uneori, și atenție, nu este de la o persoană la alta, ci în unele situații vei avea un vis care este ad literam cu realitatea, ceea ce ți se întâmplă în timpul zilei, și altele sunt metafore. Și de cele mai multe ori sunt metafore. Și atunci avem o procedură prin care învățăm pas cu pas să-mi comand visul, să-l țin minte, să descoper care sunt mesajele, ca la final să am acea capacitate să folosesc visele ca să rezolv probleme. Am o problemă, nu știu care este soluția. Comand un vis. Și asta face parte, ca și tehnica Silva, dar face parte din naturalul nostru, pentru că noi în fiecare noapte avem sute de vise. Unii oameni de știință spun chiar mii, da? Și ține minte unul în principiu, sau poate unul pe săptămână, depinde de cum ne-am antrenat. Da? Și acel vis are un mesaj întotdeauna, e un mesaj pentru noi. Și în istorie și în, să zic așa, când observăm lucrurile, știm foarte bine că foarte multe invenții, foarte multe soluții au fost visate. Raico, îți mulțumim pentru toate aceste informații, pentru contribuția ta pe care ai adus-o la emisiunea noastră și te mai așteptăm cu mare drag pe la noi, să știi. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și vouă pentru atenție, mulțumesc Zonia pentru vestimentație. Până mâine, dragii mei, creatorul să ne țină în palmele sale cu multă, multă blândețe. Acum stați alături de noi, urmează Sport Arena la zi. La revedere! Purarom by Cornelia Decu Chamon v-a oferit emisiunea Dincolo de ceea ce știm.